Bună, eu sunt Marian și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Haiduci. În episodul de azi vreau să vă anunț că acest perete mirobolan din jurul bazei va fi peretele abonaților, da. Ideea a venit din partea Anei Maria Nicoletei. Din partea Ana Maria Nicoleta. Bun. Ea o să fie prima persoană pe perete. Mă duc să fac un sign. Bine, 3 sign-uri sau câte dă. Și ce o să fiți majoritatea pe perete? Deci, ea o să fie prima persoană. Nu văd un stick. Și unde sunt sign-urile? Vedeți? Bun, facem aici una bucată sign. Bam, și la perete. Bun. Aici. Bun. Ana Maria Nicoleta, care a dat ideea să facem peretele abonaților. Așa, Ana Maria Nicoleta. Nicoleta. Să-ți un pic, că aici nu cap. Ana Maria Nicoleta aici. N-I-C-O. Nicoleta. Așa. Ce trebuie să faceți ca să fiți pe peretele abonaților? Să dați un like și un subscribe și să vă abonați și să lăsați un comentariu. Cei care vor fi puși pe perete, unul dintre ei va fi aleș aleatoriu și unul dintre ei care, nu știu, dă un comentariu, primul care dă un comentariu plăcut sau o idee pentru lumea asta. Ana Maria Nicoleta, felicitări, tu ești primul pe perete. Toată lumea cred că o să fie numai perete. Bun, în episodul de astăzi am avut niște simple guri de spruce și vreau să facem un brad. Mă lasă răchie așa, dar totuși să avem și noi un brad la baza noastră mirobolantă. Bam, 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 bam. Bun. No, eu o să iau imediat sapling-urile și mergem afară. Bun. Aici, 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 aici. Aici o să cresc un brad. Bun, ce mai vreau eu să facem? Ne-ar prinde bine încă un loc de fermă în partea asta. Deci vom face un terraforming. Și în episodul viitor, cred că vom merge și noi la minat în căutare de diamante. Spărgeam și eu capăstele cu lopata. Ok, ok, ok. Nu uitați de un like dacă ați ajuns până aici. Dacă vă place seria asta. Bun, spargem repede de pe jur. Și aici. Bun. Avem nevoie de o lopată. Avem crafting table la noi? Uite că avem. Lopata, lopata. Uite, una de iron. Mă avem toate uneltele de iron. Ok, e bine, e bine. Bine și frumos.
Așa. Și aici. Așa. Și din coace. Puteți să lăsați orice comentariu, să știți că eu îl citesc mereu. O, depinde la orice oră îl postați. Mâine, cred că o să filmez episoadele azi pentru mâine. Mâine voi o să vedeți episoadele normal, numai că eu nu o să fiu acasă, dar totuși o să fiți pe acolo, o să aveți episoadele toate postate. Nu vă las eu fără episoade. Să vă plictisiți. Bun. Mâine este ajunul Crăciunului și cu colindul. Voi unde vă duceți cu colindul? Sunteți la bloc? Sau la sat? Eu, de exemplu, sunt la sat. Și o să, cum zic eu, să colim vă trei saturi. Bine, sunt copil, na. Oricine e copil, cred că face asta. Colindu, imposibil să fii copil, să nu te fii dus niciodată cu colindu. Bun. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Ni s-a făcut foame. Da, cred că o să fac niște pâine. Unde este pâinea? Așa. Trei pâine. Ajunge. Bun. Unde avem? Așa. Băgăm și noi o pâine. Bam. Bam, bam. Așa. Unde mai avem? Mai s-a făcut. Nu s-a făcut momentan. Semințele. Să mulțesc un pic și vacile astea. Trece, mă, hai, mă, l-am mulțit. Vino și tu, hai. Nianie Joan, hai aici. Mă, dar lăsați-o și pe cea să mănânce, mă. Rău, tot ce se face și eu, mă. Aș, bun. Da. Lasă-l acum, mai fac la 100. Bun. Ok. Mergeam în perete și nu puteam să ies. Luăm aici un XP-ul și să mai vedem și noi găinușile sale noastre. Găinii o să le mulțim cu ouă. E, doar un pui din 11. Ok. Cam sărăchie, bă. Sărăchie. Să crească bradul ăsta imediat. Bă, dar arată fain casa noastră. Știți casa aceea de pe bagnota de 10 lei? Ceva de genul arată. Arată fain, tare. Bă, avem și balconaș. Bun. Ce avem mai nevoie? Bă, nu am. Ce să facem, ce să nu facem? Să mutăm lucrurile din chest, din chestul ăsta din mină, să mutăm toate acolo în casa noastră. Așa. Deci, o să am nevoie de pat, că patul nu mai avem nevoie aici. Logic. Așa. Bun.
Patul unde să-l punem? Hai că-l punem aici. Așa. Că să avem și noi unde să dormim mai aproape. Aproape? Ok, aproape. Mă, în fiecare episod zici că mă lasă limba română. Luăm totul de aici. Dar mai avem un pic de loc în inventar, unde vom lua astea. Așa. Am nevoie de pickaxe. Să fac așa. Ăsta. Mai am loc? Cam nu. Bun. Ăstea le luăm, le punem aici. Bam, bam. Covorul sus. Lângă pătuț. Bam, bam, bam. Așa. Bun. Acum să punem lucrurile astea. Stone, lucrurile de stone le punem aici. Bun. Aș pune și diamond pickaxe-ul aici, că oricum nu avem nevoie de el. Asta nu avem nevoie, ăsta, 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 ăsta. Să în orile momentan, nu, ci pentru episodul viitor. Așa, ce vom face? Chestul acela cred că o să lăsăm acolo. Aș mobila un pic casa asta. Deci o să am nevoie așa, am una bucată crafting table care o să stea acolo. Lemne. Ne trebuie niște lemne. Tu ești perfect. Bun. Nu uitați de un like și un subscribe dacă ați ajuns până aici. Bun. Bam, bam, bam. Mă sternăm tot copacul de spart. Bun. Bum, 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 bum. Ce o să-mi iau nevoie? O să-mi nevoie de slaburi. Să vedem. Materiale, una de asta. Cam așa. Acum scările. Cum să punem? Așa. 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 Nu, invers. Deci o să vină aici un bloc. Așa. Așa. Bun, bun, bun. Pe tare. Aici o să avem un scaun. Bine, zici că e fotoliu. Dar bine, unde descurcăm? Bun. Ce o să mai vin? Fac niște rafturi. Rafturi, rafturi, rafturi. Mai facem așa. Și trebuie să le vedem de aici. Uite aici. Eu rafturile. Mai facem un două chesturi, uite cum mai putem să facem. Hai, pe rafturi, rafturile o să vină. Așa. Și așa. Bun, aici o să vină
două chesturi. Let's be. Ok. Bun. Ha, mă ducem. Ok, serious man. Ok, ok. Deci am pus raftul prea sus. Ziceți voi că nu arată bine. E un raft. Una bucată raft acolo. Așa. Unde să mai fac un raft? Uite, ce-ar merge? Da, nu. Sau nu. Okay. Deci o să vină raftul. Unde o să aduc cele două chesturi din mină. Arată bine. Interesant. Dacă vin așa, ce să am nevoie? De felul următor, o să mai facem două funraluri. Mai putem să facem doar unul. Nu mai avem piatră, fii atent. Nici n-am observat că nu mai am piatră. Furăm imediat niște piatră, o să vedeți voi de unde e, hi-hi-hi. Nicole de la noi, din muntele ăsta. Da, cred că aici o spawnezi mobi. Uitați ce fel o să fac. Punem o torță, luăm bucata asta. Venim înapoi. Că dar nu mai se cunoaște. Ok, ok. Bun. Vedem așa. Aici, un perete fix pentru funaluri, pentru făcut. Așa? Mai aș avea nevoie de niște lemne. Pentru a pune un chest pe crafting table. Spargem aici repede. Oricum tot în casă ne ducem. Așa că spargem aici repede, repejor. Bam, 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 bam. Bun. Ne întoarcem. Bă, vreți să știți ce am uitat eu să fac aici? Bă, să facem așa, un pic de lumină. Vreau de la culcare să nu spawneze mobi. Cred că deja se spawnă mobi, că suntem pe hardcore. Deci, să avem chestul. Bam, bam, bam. Bam. Bun. Fain. Mobilat aici, primul etaj. Cu a doilea de sus.
Etajul de sus e mai simplu de făcut, cred. Da, e sus, e etaj. V-ați prins? Cât de cât? Bun. Deci ar veni o masă perfectă. Toporișcă. Și ești tot același lucru facem pentru a pune un bloc. Așa. Spargem și aici. Așa. Vine aici una, două și cu ăla lângă pat. Stai, nu. Vine una, două, da. Cred. Bun, aici. Ok. Am avut și covor dacă e. Așa. A, uite-l. Pentru că a dispărut și covorul. Era fain. Foarte. Făceam o criză de nervi, așa ușoară. Nu mai avem nicio oiță din cauza unui câine. Da, zici eu acum ceva, dar... Trebuia să tăiem câinele. Ne făceam chineși, făceam un rotisor și prăjeam câine. Deci, să vă zic o glumă. Asta am auzit de la un prieten. Bă, era un român în China. Și și-a luat ceva la frigăruie, o bucată de carne. Și întreabă, și el mănâncă din ea și zice că e foarte bună. Ei, întreabă un chinez de acolo, what is this? Adică ce e asta? Și chinezul răspunde, miau, 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 miau. Adică mâță, adică că e carne de mâță. Bra. Bun. Ce voi face, oma? Stați cu mine. Sănătate. Bun. Închidem aici ușile. Și da. Cam acesta a fost episodul. Dacă vreți să apăreți pe peretele abonaților, nu uitați că să apăreți, trebuie să dați like, subscribe și un comentariu. De exemplu, nu știu, să faci nu știu ce, de exemplu, respect, tare seria, chestii de genul. Bun. Eu am fost Marian, nu uitați de like, subscribe și să vă abonați și să apăsați clopoțelul ca să fiți notificați când postez. Nu uitați de follow la Marian 2022 pe TikTok. Pa!